creștere. Musafir spaniol la Liceul de Artă Ștefan Lucian din municipiul Botoșani. Vorbim de un grup de profesori și elevi din Toledo, Spania, care timp de o săptămână vor participa la orele de muzică instrumentală, de orchestră și de muzică de cameră de la Liceul Botoșenan. Totul este posibil în cadrul unui proiect derulat între cele două unități de învățământ cu tema Cum să lucrezi în sau cu o orchestră școlară. Timp de o săptămână, un grup de profesori și elevi din cadrul unui liceu din Toledo, Spania, vor participa la orele de muzică de la Liceul Ștefan Lucian din Botoșani. Este un schimb de experiență extrem de folositor pentru elevi care vor repeta și interpreta lucrări din patrimoniul cultural european. Participă pentru o săptămână la diferite activități, concentrate în special pe activități cu profil artistic. Ei vor participa efectiv la orele de muzică instrumentală, la orele de orchestră și de muzică de cameră și vor vizita obiective turistice care au legătură cu tema proiectului Trabajando et una orchestra escolar, cum să lucrezi în sau cu o orchestră școlară. Prin urmare, vor fi derulate ateliere de muzică instrumentală, de cameră și orchestră între elevii botoșeneni și cei spanioli. Ajută foarte mult, pentru că deja după prima selecție pe care am avut-o anul trecut, anul acesta elevii noștri au arătat un mare interes pentru proiect și chiar își doresc să colaboreze cu colegii spanioli. Ce fac mai exact? Sunt mai multe activități, printre care și ateliere muzicale, în care ei cântă împreună la muzică de cameră, la orchestră, dar avem și activități, de exemplu, ateliere de fantezie, în care vor picta împreună cu elevii spanioli și vor crea semne de carte, desene pe lingură de lemn, care vor pleca împreună cu ele acasă. Profesorii spanioli s-au arătat extrem de încântați de ceea ce au găsit la liceul din Botoșani. Contamos con varios Erasmus en Turquía, en Italia, en Letonia y este de Rumanía, sobre todo para mí es muy especial al ser relacionado con la música, que es muy difícil de encontrar en España un Erasmus relacionado con la música en la educación secundaria. O sea que muy orgulloso de estar aquí, muy contento por el recibimiento. Grupul țintă al acestui proiect derulat între Liceul de Artă Ștefan Lucian din Botoșani și un liceu din Toledo, Spania, îl reprezintă elevii cu vârste între 15 și 19 ani, profesori, dar și părinți. În luna noiembrie, elevi și profesori de la Liceul de Artă din municipiul Botoșani vor merge într-un nou schimb de experiență la unitatea de învățământ din Toledo. De asemenea, în cadrul acestui proiect, elevii sunt îndrumați să-și continue studiile superioare în domeniul muzical. Perioada de implementare a proiectului este 1 septembrie 2020, 31 august 2023. Continuăm jurnalul cu știrile pe scurt.